În ultima săptămână, numărul îmbolnăvirilor de gripă a atins pragul epidemic, anunță Centrul Național de Sănătate Publică. Dacă situația se va menține în următoarele 3 săptămâni, atunci se va institui starea epidemică. Potrivit responsabililor de la Centrul de Sănătate Glodeni în Raion, a fost înregistrat un caz de deces, ca urmare a adresării tardive și a refuzului de a se interna în spital. În țară au fost înregistrate 6 cazuri de deces până în prezent, care au survenit ca urmare a adresării tardive după asistența medicală la medicul de familie și din cauza complicațiilor în asociere cu alte afecțiuni cronice concomitente. Totodată, reprezentanții Centrului de Sănătate Glodeni spun că numărul îmbolnăvirilor este stabil. Săptămâna trecută avem un caz confirmat de gripă sezonieră AH1N1 la o persoană din Raion, din satul Cucnești. Spre regret, persoana a decedat. Cauza a fost adresarea tardivă la medic. 5 zile s-a tratat acasă, a refuzat spitalizarea cu urgență. Când s-a agravat situația, a fost internată în secția de terapie, mai apoi transferată în secția de boli infecțioase, unde și a decedat. Însă, cauza a fost adresarea tardivă și faptul că persoana în cauza mai suferea de un șir de maladii somatici și o patologie oncologică, adică gripa a fost asociată, adică suprapusă la toate maladiile de care persoana suferea. În rest, după cum știți, în săptămâna a 5-a anului în țară a fost depășit pragul epidemic la gripă. Există un prag stabilit, adică de 331 de cazuri la 100.000 de populație, iar în săptămâna a 5-a s-a atins 370 la 100.000 de populație. Urma ca 2 săptămâni să fie în evaluare, ca de văzut până la urmă dacă se declară situație epidemiologică, epidemie de grip sau nu. În comparație cu anul curent, în anul 2009 au fost înregistrate 47 de decese, iar în anul 2014, 12 din aceeași cauză. Potrivit ultimelor date ale Centrului Național de Sănătate Publică, de la sfârșitul anului 2014 și până în prezent au fost înregistrate peste 100.000 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii, peste 30.000 de cazuri de infecții respiratorii acute și peste 300 de cazuri de gripă. Cei mai mulți dintre bolnavi, peste 35%, s-au dovedit a fi copiii de până la 15 ani.